care presupune și face din sine și Ierul Dumnezeu și Dătătorul din viață, Dumnezeu nostru să răspuiește și ne curățește pe noi de toate spiritul și mântuiește bunurile sufletele noastre. Aminte că când un om îi posesc, este
plecat spre să doreze din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat, că ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai ispăbit pe noi din rovia părăzmanță. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune. Ci va munci toată tura, neamul în cerăstă, pentru că toată dreptatea noastră e înaintea ta ca o turmă de pătat. Pentru aceasta pătatele noastre nu le pomeni toate, pentru că ești nădrește a celor fără de nădrește și odina celor istoviți și încuvărați cu fără vedeți. Și ce e slavă înălțeamă împreună și celui fără de început al tău părinț, prea Sfântului și Domnului și de viață Pătătorului Tău, acum și cu urmea, și-n veci, veci-n lor. Iarma asupra diavolului, crucea ta ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură de suferința căutați. Pentru că ai mântuire celor slavi la suflet și viață celor slavi. Ale încămăduit izvorul celui ce era în curgerea Sfântului. Căci păpita Cananie ce ai izbăvită de demon. Ale iertat datoria celor doi datori și ai dorit iertare femeii cercetătoase. Căci ai dorit vindecare strămănocului împreună cu iertarea păcatelor lor. Ale cu cuvântul ai îndreptat pe Vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai deșelor. Deci ai ridicat pe toate de lumii și pe tu ce le-ai curat. Ție ne rugăm și pomenință la tine, Tăte. În bunătatea ta slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fărdelecele și păcatele celor care sunt de fapt, celor care au fost sus și vor fi pomeniți, dar și celor care bolnesc cumplit în spinale și în casele lor. Iartă-ne greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin cărțare de vorbită și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei. În vremea aceea, trecând Iisus a văzut pe un om cu numele Matei, care ședea vamul și a zis, vină după mine, și sculând s-a mers după dânsul. Iar când ședea Iisus la masă în casă, mulți vameri și păcătoși au venit și au șezut la masă pe rog Iisus și cu ucenicii lui. Și fariseii, văzând una ca aceasta, au zis cu ucenicii voștri, pentru ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameri și cu păcătoșii? Iar Iisus a zis că pe ei, n-au trebuit să le dăm cei sănătoși, ci cei bolnavi. Duceți-vă, deci, de văzut ce înseamnă cuvintele. Milă doresc că nu șezvă. Căci n-am venit să chem pe cei deți, ci pe cei fără toți la pocăință. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului, Doamne, Iisuse, Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu cel Întâi, care nu voi ești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie bine. Nu cu mâna mea cea păcătoasă peste capetele celor ce au venit la tine cu credință, și cer de la tine prin noi iertare păcatelor. Și cu mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care părinții cei împreună slujitori cu mine, o țin deschise peste capetele celor care sunt în față, dar și pentru toți cei care au fost sus și vor fi pomeniți, și pentru toți cei care doresc cumplit, în spitale și în casele lor. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte rău. Dumnezeule Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertare lui David care s-a ferit de păcate de noi, și ai primit rugăciunea aceea de pocăința lui Manase, însuși pe robii tăi care sunt de față, pe toți cei care au fost sus și vor fi bolnavi pe viață sunt. Și pe mântuiește-i pe toți cei care sunt bolnavi incurabili, ca să se bucure de viață în pământul celor bine. Și prelungește de zilele vieților ca celor care au fost cu luarea minte la poruncile tale și au păzit legea ta. Pe unora ca acesta
ora de pădăduie, că nu vei aduce asupra lor niciuna din bolile morții. Vreau Dumnezeu nostru să ne întreim în tine asupra mărită și ție slavă înălțeam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu lumea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, de pe sufletele și al Duhului, să te vindeci toate suflete și dumnezeu, ale celor ce cu credință se roagă ție. Ne rugăm ție, Mântuirea zile, Doamne, dar pentru rugăciunile tuturor Sfinților tăi, să primiți pe Îngerul tău cel temăduitor la toți cei care sunt în operație și la toți cei care merg la operație. Dar nimic din ce este rău din pricina păcatelor lor sau ale părinților lor să nu le vină. Lucea ta păzește-ne pe poporul tău, mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul. Dacă mă îngăduiți să mulțumim în primul rând bunului Dumnezeu pentru această mare blagoslovenie, mare binecuvântare pentru noi toți, de altfel ne aflăm și în postul dormirii Maicii Domnului și atât câtă binecuvântare am avut în această seară binecuvântată. De altfel, frățile voastre, cei care îndrăgiți acest loc și cei care veniți de fiecare dată, sunteți prezenți când este această frumoasă și mare slujbă arhierească, taina Sfântului Maslu, veniți atâta din stanță, din toate colțurile, aș putea spune, din Dulcea Bucovină, din alte zone ale țării noastre, cu mulțumire în suflet către Preacurată Maică la Dumnezeu și grații Preasfințitului Părinte Episcop Calinic, țin să-i mulțumesc personal și în numele dumneavoastră pentru binecuvântările arhierești, pentru cuvântul rostit pentru noi toți, că avem nevoie cu toți, suntem bolnavi sufletești, suflet trupește, avem o mare nevoie de această binecuvântare și iată, mila lui Dumnezeu a pogorât asupra noastră a tuturor, prin darul lui Hristos, al lui Dumnezeu și al Preasfințitului. Și nu în ultimul rând, mulțumim părinților slujitori din preună rugători, preacucernicul părinții profesori pentru cuvântul rostit de învățătorul nouă tuturor și cu îngăduința Preasfințitului să nu uităm că hramul acestei frumoase mănăstiri este pe 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, unde va sluji Preasfințitul Părinte Antonie de Bălți. Apoi urma de hramul 14 septembrie, drumul Cruci, înălțarea Sfintei Cruci, unde cu credință trăim probabil că va fi prezent Preasfințitul Părinte Episcop Calinic, urma de înalt Preasfințitul Ioachim Păsanu. Și, precum bine știți, credincioși și pelerinii care au mare vlavă la Maica Domnului, număr mare, vor fi și de adormirea Maicii Domnului, tot un fel de hram, să spunem, un bean, bean după rânduiala Sfintei noastre mănăstiri, se scoate în procesiune în ajunul prăznuirii adormirii Maicii Domnului cu Ana Făcătoare de Minuni, se va cânta prohodul mersul nopții și apoi, urmând clasicul împărătesc al adormirii Maicii Domnului. Vă mulțumesc din suflet, Hristos Dumnezeu, să vă răspătească osteneala și bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră și vă doresc în suflet în continuare un post ușor. Doamne ajută!